Salut, eu sunt Nevi și dacă ești pentru prima oară pe acest canal, e bine, pe acest canal găsești recenzii la filme, seriale, jocuri, comic books, podcast-uri pe diferite teme, dar săptămânal și acest episod în care vorbim despre diferite știri și ce s-a mai întâmplat în ultimul timp în acest The Geek Universe. Așa că dacă îți place acest tip de conținut, nu uita de butonul de subscribe. Astăzi avem un nou episod din Amator de Cinema. Aș putea zice chiar că este un Amator de Cinema ediție specială, pentru că o să vorbim în mare, mare parte de Marvel, dar o să strecurăm puțin și de Game of Thrones, dar puțin și din DC. Așa că fără să mai pierdem timpul, hai să începem! Probabil mulți dintre voi știți că Avengers Endgame și-a propus să bată Avatarul. La box office nu a reușit, așa că cei de la Marvel au relansat Avengers Endgame în cinema cu niște extra footage. Și e bine, după ce a fost lansat în cinema, evident că acel extra footage a apărut și pe YouTube. Așa că o să vorbim dacă merită să te duci la cinema să vezi acele footage-uri sau dacă a fost un gest ok din partea lor. Din punctul meu de vedere, nu a fost ok și o să înțelegeți imediat de ce. Pentru că hai să descriu puțin acest end credit scene. Credeți-mă că vă salvez o parte din bani dacă nu vă duceți la acest film, pentru că prima scenă e un nou omagiu adus lui Stan Lee. Practic e un ansamblu din toate momentele în care a apărut în fiecare film Marvel și iarăși o grămadă de mulțumiri, ceea ce a fost drăguț, dar mi-ar fi plăcut să fie în varianta normală Endgame și acea scenă. Mai departe avem o scenă cu Hulk care salvează niște oameni de la incendiu. N-ar fi avut sens în ideea în care acea scenă se întâmplă fix înainte de a se întâlni cu Steve Rogers, Black Widow și Ant-Man în acel restaurant, pentru că la finalul acestei scene Hulk este sunat de Steve Rogers pentru a se întâlni. În schimb, în film nu s-ar fi potrivit acea scenă, pentru că n-ar mai fi existat acel impact în care afli că Bruce Banner a reușit ce a reușit, și anume să combine mintea lui Bruce Banner cu corpul lui Hulk. Deci în continuare avem o scenă absolut inutilă și ultima scenă este practic o mică bucată din Spider-Man Far From Home, cam cum a fost și la Venom cu Spider-Man Into the Spider-Verse, doar că această scenă o știam cu toții, pentru că practic este un ansamblu dintre scena cu Nick Fury în acel oraș părăsit, să zicem așa, în care apare acel element de piatră și în spatele lui, probabil v-ați și dat seama, apare Mysterio care zice ce zice și în primul trailer: "You don't wanna be part of this." Și exact așa se termină end credit scene-ul per total. Și în momentul de față, când am auzit că e acest lucru și nu mă așteptam să fie acest end credit scene, mă așteptam la un end credit scene în care să tizuiască faza a patra și ce se va întâmpla în ea, pentru că Kevin Feige s-a întors la Marvel și m-am gândit că e un moment bun să facă această întoarcere și să spună ok, avem o poveste de spus mai departe, dar nu a fost cazul, așa că abia aștept San Diego Comic-Con și să vedem planul lor pe următorii ani. Pentru că tot vorbim de San Diego Comic-Con, a fost confirmată prezența Game of Thrones și sper că o să fie vorba despre un nou serial. Nu știu dacă o să vină castul pentru un nou serial sau o să vină cu ceva trailer. Asta ar fi genial, dar nu cred că o să fie neapărat cazul. Însă, ce-i drept, o să continue universul Game of Thrones cu probabil Blood Moon. Pe scurt, ceva legat de Night King și White Walker în sine și poate și Child of the Forest, dar rămâne de văzut. Mai departe, o altă știre mega interesantă este că se filmează Black Widow și a fost scăpată câteva imagini pe net cu filmările pentru Black Widow și avem un personaj interesant care o arde foarte drăguț pe străzile din New York, probabil pe un tank sau pe străzile din Budapesta. Pentru că, dacă știți, toată lumea tizuiește că Black Widow o să fie vorba despre ce a făcut ea în Budapesta, pentru că au tot fost referințe între ea și Hawkeye și s-ar putea în sfârșit să primim asta, ceea ce ar fi interesant. Deși ca după Spider-Man să fie un an mai târziu cu Black Widow, o să fie un an greu pentru Marvel și e momentul pentru DC să strălucească din punctul meu de vedere. Acum să vedem ce o să se și întâmple. Ideea e că s-ar putea să-l avem pe Taskmaster și Taskmaster este interesant datorită abilității lui, care s-ar contopi foarte bine cu skillurile de luptă ale lui Black Widow, el reușind să copieze unul la unul mișcările lui Black Widow și să se adapteze stilului de luptă al fiecăruia. Și asta îl face foarte interesant pentru Black Widow. Și totodată Taskmaster poate avea legătură și cu trecutul ei, deci ideea e că e un villain ales foarte bine și mai e o imagine cu Black Widow, cu Scarlett Johansson pe motociclete și în spatele ei
se mai află o blondă și s-ar specula că e vorba de salvarea acelei fete care e nimeni altă decât Elena Belova, pe care dacă nu o știți, pe care nici eu nu știam până m-am interesat, este Black Widow. Este Black Widow în ideea în care și ea a fost antrenată precum Black Widow, doar că ea a fost antrenată fix pe partea de luptă. În schimb, Black Widow reușește să-și controleze emoțiile, e inteligentă, știe, mai mult, știe să aplice diferite tactici de luptă. Elena Belova e strict punch, punch, punch. Și asta o să fie mega interesant. Mi se pare că o să fie genul relației dintre Jessica Jones și Trish Walker din serialul cu același nume. Așa că cred că sunt cât de cât excited, dar aștept să-mi spuneți și voi în secțiunea de comentarii dacă vi se pare interesant acest film cu Black Widow și dacă o să mergeți la el. Pentru că momentan am semne întrebare dacă vreau să văd un film cu Black Widow sau nu. O altă știre interesantă e că am primit un trailer pentru Teen Titans Go vs. Teen Titans și când am auzit asta am fost puțin dezamăgit, pentru că mi-aș fi dorit oricând un sezon 6 din Teen Titans. Animația aia a fost genială, animația aia a fost partea copilăriei mele și pot să înțeleg de ce fac chestia asta, pentru că Teen Titans Go a fost foarte bine primit și oarecum vor să lovească și publicul mai în vârstă care a copilărit cu Teen Titans. În schimb, îmi e foarte greu să trec cu vederea acea animație Teen Titans Go, așa că dacă cumva sunt fan dintre voi care vor să o vadă, ei bine, o să primiți. Bun, și cum am zis în Amator de Cinema de săptămâna trecută, am zis că o să recomand și un comic book. Acum citesc Venom, Planet of the Symbiotes. Pentru cei care ați văzut Venom, pe bune vă recomand să citiți Planet of the Symbiotes pentru a înțelege care e faza cu Knull și cu planeta simbioților și de unde au provenit Venom cu Riot și cu toți ceilalți. Și pentru a înțelege puterile ce se află prin univers în MCU, cel puțin nu neapărat în MCU, cât în universul Sony. Ceea ce este foarte tare e că primim o grămadă de personaje, adică nu mă așteptam decât la Spider-Man și Venom și când am cumpărat am zis, e și Ben Reilly pe copertă și e mega, mega interesant. Și e foarte interesant pentru că e stilul anilor 90, gen de comic book, dar stai că vă arăt o poză. Da? Deci stilul ăsta care pare vechi, dar în același timp e și de actualitate și asta mi se pare mega, mega interesant. Și pentru că tot se apropie Far From Home în cinematografe și poate v-ați dori să vă cumpărați un Funko și niciodată n-aș fi pe care, e bine, vă recomand cu mare căldură secțiunea de Funko de la Far From Home, pentru că au o colecție mega interesantă, au o varietate de Spider-Man și mi se par toți interesanți și foarte bine făcuți. Dar de departe cel mai interesant personaj și cel mai detaliat, să zic așa, și cel mai bine interpretat, atât în varianta filmului cât și varianta Funko, este Mysterio. Arată excepțional, de la cum au reușit să-i facă costumul, de la acele semne de Illuminati până la acel bol de pește, este incredibil. Și dacă vă uitați voi pe spate, avem și Molten Man, Hydro Man, o grămadă de varietăți ale lui Spider-Man, așa că JRC mi se pare că le are, deci intrați pe JRC, nu este nicio reclamă, pur și simplu acolo găsiți Funko-uri cu Far From Home la un preț foarte bun la noi în România, undeva pe la 70 de lei, așa că intrați pe JRC dacă vreți să vă luați, eu de acolo l-am luat și sunt mega, mega încântat de el. Cam aici se termină și acest episod din Amator de Cinema, așa că dacă ți-a plăcut, nu uita de subscribe, like și share. Eu am fost Nevi și ne revedem când ne-om revedea. Pa!